căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine, după ce a mulțumit lui Dumnezeu afrându-și și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Amina. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin în dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Când un verset din cântarea, trimite, Doamne, har din cer. Amin, amin. Harul nu-i la om. Asta trebuie să știm. Vine cu tare. Slăvit să fie Domnul. Vin frații, slăvit să fie Domnul. Amin, amin. Harul e la El. Amin, amin. Și ne rugăm ca El să-L dea în continuare. Amin. Aleluia. Cântăm împreună. Trimite, Doamne, har din cer. Trimite, Doamne, har. Primește viața mea, Timotei, caută să te înfățișeze înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are
de ce să fie rușine ca un lucrător care împarte drept cuvântul adevărului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. E valabil pentru noi și lucrul acesta l-am văzut în ochii noștri. Spuneam lucrul acesta de mult, mergeam în misiune, în lucrarea Domnului, și spuneam unor frați în mașină când ne întorceam. Zic, dorința vieții mele e nu să doar să cântăm și să slăbim pe Domnul într-o biserică sau în locuri publice, ci dorința vieții mele e să, atunci când cântăm, să auzim vorbiri în alte limbi. Aleluia. Să se ridice, să prorocească. Aleluia. Și în timpul cântării să văd oameni cum sunt botezați de Duhul Sfânt. În parte am văzut lucrul acesta. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Gloria. În bunătatea lui Dumnezeu a împlinit dorința vieții mele. Slavă. Și va face Dumnezeu ca lucrarea Lui să aibă propășire. Amin. Măsura în care ne vom sfinți. Amin. Și ne vom apropia de Domnul, Dumnezeu ne va folosi la parametrii maxim. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Se spune că într-o zi Spurgeon a fost invitat să predice în Palatul de Sticlă din Londra. Și înainte să meargă la predică, Spurgeon s-a dus în sala aceea să verifice acustica sălii. Și a citat versetul din Ioan, capitolul 2, despre Domnul Iisus Hristos: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Amin. Dincolo, în altă sală, cineva făcea acolo niște reparații. Când a auzit glasul, i s-a părut că e din altă sferă, din altă lume. Era străpuns în așa fel încât că mintea lui a rămas la versetul acesta: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Când a ajuns acasă, a îngenunchiat înaintea Domnului, străpuns de cuvântul lui Dumnezeu, și a zis: Doamne, spală și păcatul meu. Amin. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze în dimineața aceasta. Iubiți frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în această dimineață se intitulează astfel: Cum venim la cina Domnului? Și foarte important, e important cum venim la cina Domnului. Domnul Iisus Hristos spune cuvântul Domnului, dacă citim împreună în Matei, și știm lucrul acesta, în Matei, capitolul 26, pentru că El a instituit cina Domnului, spune cuvântul Domnului, versetul 26. Matei 26 cu 26. Zice, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat ucenicilor: Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, îi l-a dat zicând: Beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al vieții, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Dragii mei, cum venim la cina Domnului? După cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să venim cu o inimă plină de mulțumire. Amin, amin. Slăvit să fie Dumnezeu. Să venim cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Cu mulțumire, cu recunoștință înaintea Domnului. Spune cuvântul Domnului să cântăm cu mulțumire în inimile noastre. Coloseni, capitolul 3, versetul 16, ultimul verset. Ultimul paragraf: cântați cu mulțumiri în inima voastră, mărit să fie Domnul. Să venim cu jertfa mulțumirii în dimineața aceasta. Amin, amin. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Psalmul 50, versetul 15. Și celui ce vechează asupra căii lui, îi voi arăta ce? Mântuirea lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Să venim cu mulțumire înaintea Domnului. Când venim aici, să mulțumim lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus.
pentru lucrarea de mântuire pe care El a desăvârșit-o pentru noi. Spune cartea Evrei, capitolul 12, versetul 28, citim împreună cuvântul Domnului, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Amin. Amin. Predica Ioan Botezătorul în pustia Iudei și spune cuvântul lui Dumnezeu că erau mai multe categorii de oameni acolo, printre care au venit niște ostași și spune cuvântul Domnului că au venit ostași aceștia să întrebe, auziți? Versetul 14, Luca 3. Niște ostași erau interesați de mântuirea sufletului lor. Și spune cuvântul Domnului că a venit la Ioan Botezătorul să-l întrebe, dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu salariul vostru. Să vă mulțumiți cu pensia voastră, spunea el. Să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Amin. Amin. Pentru că de ce? Cartea Evrei 13, versetul 5 spunea să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Căci El însuși a zis nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Lăudați să fie numele Domnului Iisus. El să ne binecuvinteze în această dimineață. Să avem mulțumire pentru tot ce a făcut Dumnezeu pentru viețile noastre. Lăcomia și nemulțumirea fură din viața unui om bucuria. Au venit doi frați la Domnul Iisus Hristos în Luca 12 și au zis, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine ce? Averea, moștenirea, la care Domnul Iisus Hristos vorbea ucenicilor. Și știi ce spune cuvântul Domnului acolo? Luați seama. Și Dumnezeu să ne ajute să luăm seama. Luați seama și auziți ce spune mai departe. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și a dat o pildă cu bogatul acesta nebun. Am dorit în această dimineață, iubiți frați și surori, să venim la cina Domnului cu mulțumire în inimile noastre. Amin. Spunea că într-o zi au fost date niște ajutoare familiilor nevoiașe. Tatăl, un om al lui Dumnezeu și mama de asemenea. Și în cutia aceea au primit acasă o cârjă. Că n-a știut ce primesc în cutii. Și când copiii au văzut dezamăgiți de ce au primit, printre altele au primit și o cârjă. La care au venit la tata și a zis, mă, tată, uite ce am primit de la ajutoare, de la oamenii care ne-au ajutat. La care tatăl, un om înțelept al lui Dumnezeu, și ce a zis, mulțumește lui Dumnezeu pentru că n-ai nevoie de ea. Slăvit să fie Domnul. Amin, amin. Și chiar dacă cineva se găsește în această postură și folosește o cârjă, spune mai bine cu un ochi, mai bine cu o mână, mai bine cu un picior, dar în împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să venim cu mulțumire, dragii mei. Este prima calitate a unui mântuit, un om salvat, un om iertat, este mulțumirea. Pe un om pocăit, un om salvat, îl vezi cât de mulțumit este. Îl vezi cât de bucuros este. Îl vezi câtă pace are în sufletul lui. Și vezi cu adevărat dacă în inima acestui om s-a născut mântuirea, s-a născut nașterea din nou, a luat ființă în viața lui. Când îl vezi, că e mulțumitor. E plină lumea de nemulțumitori. Oamenii au devenit să fie agresivi din pricina nemulțumirii. Să fie impulsiv din pricina nemulțumirii și din pricina că vrea mai mult și nu se mulțumesc
cuvântul Domnului pentru noi acesta, să vă mulțumiți cu tot ce v-a dat Dumnezeu și să ne mulțumim cu tot ce ne-a dat Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Căci aceasta este voia lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, Mateica, în Efeseni 5:20. Mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos pentru toate lucrurile. Amin! Dumnezeu să ne umple de mulțumire în această zi. Amin, amin! Să mulțumești lui Dumnezeu pentru soția ta, că-i darul lui Dumnezeu. Cine găsește o soție, o nevastă înțeleaptă, ce spune Scriptura? Este un dar de la Dumnezeu. Tu ai primit dar! N-ai primit un animal! Nu, nu! Ai primit un dar de la Dumnezeu! Și cu darul ăla trebuie să te comporți frumos, că nu-i al tău. Ți l-a dat Dumnezeu! Și noi vom da socoteală pentru darul Lui. Fie darurile spirituale, fie darurile materiale, fie darul pe care Dumnezeu ni l-a dat, soțul sau soția. Dumnezeu să ne binecuvinteze și copiii noștri de asemenea sunt un dar de la Dumnezeu. Ferice de omul, spunea el în 112, care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Mărit să fie Dumnezeu! Darurile lui Dumnezeu sunteți voi. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare dar dintre voi. Amin. Pentru că un pocăit slab, cât de slab ar fi el, e mai bun decât un om rău din lume. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să fim buni. Amin. Să fim buni unii cu alții. Să avem mulțumire în inimile noastre, iubiții mei. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea lui Dumnezeu. Amin. Se citea ieri din Epistola lui Pavel către Romani, în capitolul 5, versetul 8 spune: însă dragostea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, și a făcut Domnul Hristos, a murit pentru noi și a zis: Tată, mor eu, mă duc eu, să salvez eu. Cine se va duce pentru noi? Spunea în Isaia 6. Iată-mă, trimite-mă în sulul cărții. Este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeu. Amin, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să mulțumim lui Dumnezeu, dragii mei, pentru dragostea Lui față de noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca ta. A iubi înseamnă a dărui, nu a primi. Dăruim. Și un om care-i salvat dăruiește. Doamne, ajută-ne să dăruim iubire, să dăruim bucurie, să dăruim un cuvânt de mângâiere, să dăruim un cuvânt de încurajare, de îmbărbătare. Ăsta e cel mai frumos dar, a dărui îmbărbătare. Și poți, poți mai mult. Dumnezeu te folosește. Poți mai mult. Dumnezeu te scoate. Poți mai mult. Dumnezeu va lucra în viața ta. Va lucra în casa ta. Dumnezeu va lucra în problema ta. Dumnezeu are putere. Mâna lui Dumnezeu puternică. N-a cunoscut înfrângerea. Poți, poți. Dumnezeu e cu tine. Dumnezeu să fie slăvit. Să înseamnă să fim oameni care dăruim, dragii mei, de ceea ce ne-a oferit Dumnezeu, de ceea ce am primit de la Dumnezeu. Așa am citit în 1 Corinteni, ce am primit de la Domnul, ce am primit mântuire, salvare, amin, am primit bucurie, am primit pace. Glorie, și să fim oameni ai păcii, mărit să fie Dumnezeu. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea Lui, să-i mulțumim lui Dumnezeu că El și-a dat sângele și ne-a răscumpărat din blestem. Și cartea Galateni, capitolul 3, că El s-a făcut blestem pentru noi, ca noi să fim înfiați prin El, să fim împăcați cu El, să fim neprihănirea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5, cu versetul 17. El s-a făcut blestem, s-a făcut păcat, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze astăzi. Să-i mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, care s-a pus pe altar și ne-a răscumpărat din felul de șer de viețuire pe care noi îl căpătasem, îl primiserăm de la înaintașii noștri. Și eram morți, în păcat, eram morți. Dar Hristos, spune cuvântul Domnului, că ne-a dus la viață împreună cu El prin învierea Lui din morți. Mărit să fie numele Domnului. El n-a suferit pentru sine. El a suferit pentru noi. A luat paharul. Și acolo spune cuvântul Domnului, în grădină, în Ghețimani, s-a dus înaintea Tatălui: Tată, depărtează de la mine paharul acesta, paharul cu nelegiuirea ta și a mea. El n-a putut să suporte despărțirea de Dumnezeu și a zis: Tată, totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta.
Slăvit să fie Dumnezeu! Amin, amin. Un om mulțumitor. Un om care cântărește bine salvarea lui, acceptă voia lui Dumnezeu. Chiar și în clipe dureroase, chiar și în clipe grele. Știm că nu norul e veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Măriți să fie Dumnezeu! Glorie Domnului! Dragii mei, frați și surori, să avem nădejde în Dumnezeu. Amin, amin. Se spunea despre nădejde. Că nădejdea aceasta nu înșală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost urnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Amin. Și într-o zi, Apostolul Pavel era în primejdie, împreună cu cei 276 de oameni care erau în corabie împreună cu el. Și se arată Dumnezeu printr-un înger. Și vorbește Apostolul Pavel, oameni buni, nimeni să nu-și piardă nădejdea, căci un înger al cărui Dumnezeu mi s-a arătat. Îngerului Dumnezeu mi s-a arătat. Eu sunt copilul lui, eu sunt slujitorul lui. Mi-a spus că nimeni nu va pieri. Măriți să fie Dumnezeu. Deși Apostolul Pavel spunea 2 Corinteni capitolul 1 lucrul acesta și ca o încurajare și îmbărbătare pentru cei ce întreceau, pentru cei ce treceau prin încercări, spunea lucrul acesta. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre. Așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim pentru ca să ne punem încrederea nu noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Amin, amin. La El avem izbăvire, slăviți să fie El. Prin El vom fi mai mult decât biruitori. Nu Dumnezeu să ne binecuvinteze, dar să avem o inimă mulțumitoare, frații mei. Apoi, în al doilea rând, spune cuvântul Domnului, paharul acesta este legământul ce nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Sângele Domnului Iisus Hristos poate să curățească orice vină, orice păcat și orice păcătos care se întoarce sincer la el, care se întoarce din toată inima la el, care recunoaște care greșel, păcate, slăbiciuni și care sincer se mărturisește înaintea Domnului, capătă iertare. David este omul despre care se vorbea la timpul de rugăciune, dar nu uita ce spunea el în Psalmul 51. Doamne, zidește în mine o inimă curată. Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău ce spun, ci dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Copilașilor, spunea Ioan, dacă cineva a păcătuit din greșeală, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, El este jertfa pentru păcatele noastre, mărit să fie El. Jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale, ci pentru ale întregii lumi. Mărit să fie El. Glorie Domnului. La doilea rând, frații mei, noi trebuie să venim sfințiți în sângele Domnului Iisus Hristos. Noi când venim la cina Domnului, venim pentru că ne silim, ne dăm toate silințele să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu și totuși greșim înaintea Domnului, dar venim cu recunoștință, venim cu mărturisire, așa cum am făcut-o la timpul de rugăciune și Domnul care este bun, spune în 1 Ioan 1 cu 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne curățească, să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Mărit să fie Dumnezeu! Sângele Domnului Iisus poate să aducă curăție pentru sufletul nostru, pentru viețile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, de asemenea, poate să spele și să curățească toată vina noastră. În Ioan 15, versetul 3 spune așa, voi sunteți curați din pricina cuvântului meu. Că El poate să ierbicideze tot ce este rău. El poate să aducă sfințirea. Sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Mărit să fie Domnul. Și Apostolul Pavel spunea în Coloseni capitolul 1, versetul 13, așa de frumos. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului
dragostea Lui în care avem răscumpărarea și prin sângele Lui iertarea păcatelor. Mărit să fie numele Domnului. La cina Domnului venim prin sfințirea Domnului Iisus în viețile noastre. La cina Domnului venim prin cuvântul lui Dumnezeu care ne sfințește și ne apropiem de trupul și de sângele Domnului spre viață. Cercetându-ne în lumina Scripturii, în cuvântul lui Dumnezeu, așa spunea Domnul. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce. Nu să nu să mănânce. Mărit să fie numele Domnului. Cercetându-ne înaintea Domnului, venind la cruce, venind cu pocăință, cu mărturisire, cu hotărâri noi de a sluji pe Domnul. Și Dumnezeu care e bun, ne poate ierta, ne poate sfinți și ne poate da undă verde să ne putem apropia de trupul și de sângele Domnului spre viață. Mărit să fie Domnul. Dragii mei, la cina Domnului venim să ne facem mai bun și mai răi. Așa este. Dacă un om ți-a iertat și ai plecat de la cina Domnului, duminică dimineață, duminică seara ți-a greșit cineva, luni ți-a greșit cineva, marți ți-a greșit cineva, avem datoria aceasta să ne iertăm unii pe alții. Așa cum v-a iertat Hristos. Cartea Colosei, capitolul 3, are suport la ceea ce spuneam și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Coloseni, capitolul 3. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, auziți, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, și versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are motiv. Are pricină. Uite, pricina mea. Asta e pricina mea. Asta e pricina mea. Uite ce s-a întâmplat între mine și fratele meu. Zice cuvântul Domnului, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Mărit să fie Domnul. Cum v-a iertat Hristos, așa să vă iertați și voi. Doamne, binecuvintează-mă. Nu putem lua cina Domnului și mâine, mâine, dacă cineva mi-a greșit, să n-am putere de iertare. Cina Domnului e puterea învierii Domnului Iisus Hristos. Spunea El, vestiți moartea și învierea Domnului Iisus. Tu te împărtășești cu viața. Noi ne împărtășim cu viața Lui și viața Lui intră în noi. Și atunci dacă e viață, unde e viață, e putere. Și avem putere de iertare. Avem putere să nu mai ținem în seamă cu ceea ce ne-a greșit, cu ceea ce ne-a jignit. Chiar și atunci când cineva te păgubește, zice Apostolul Pavel, se pare în 1 Corinteni, capitolul 6, mi se pare mie că e scris ceva acolo, și aș vrea să citesc versetul 6 sau versetul 8. Voi singuri sunteți aceia, zice, care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Versetul 7. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți cum? Nedreptățiți. De ce nu răbdați mai bine? Ce? Pagubă. Te-a păgubit cu ceva? A fost nedrept față de tine. Și în situația aceea am și avem obligația să iertăm. Doamne ajută-ne la aceasta. Putem veni la cina Domnului și cineva nu m-a iertat. Eu trebuie să las aici darul lui Dumnezeu și mă duc să mă împac înainte cu persoana aceea și apoi vin să iau cina Domnului. Îl îmbrățișez, dau o sărutare sfântă și spun, te rog în numele Domnului, iartă-mă pentru tot ce ți-am greșit. Dacă nu te iartă, e treaba Lui. E treaba ei, dacă nu te iartă. Tu înaintea Domnului ești un om curat. Că dacă vine Domnul și împăcarea între mine și fratele meu n-a avut loc, și eu și el, amândoi vom merge în iad. Nu există rai, dragii mei, nu există un loc frumos în care intră oameni care nu pot să ierte. Nu există așa ceva. Acolo e splendoare, acolo e bucurie eternă, e fericire. Acolo vor intra în împărăția lui Dumnezeu toți oamenii care au știut să ierte.
Pentru că și noi la rândul nostru, în rugăciunea Domnului Iisus, spunea lucrul acesta. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi greșim, îi iertăm greșiților noștri. Doamne ajută-ne la aceasta. Avem obligația când venim la cina Domnului și la trupul Domnului să nu luăm chip nevrednic, ci să ne împăcăm cu părâși. Lasă-ți darul, puțin aluat, dospește toată plămădeala. Și dacă nu-l ierți azi, nu-l ierți mâine. Și cum dospește răutatea și ura? Uite atâta crește. Nici nu-ți dai seama cât ce zici, ce munte se ridică în fața ta și nu mai poți să-l traversezi. Că e greu de iertat. De ce? Pentru că a pătruns acolo muntele, zidul, care te sparte. Mi-aduc aminte de ce spuneau doi frați, că un constructor de poduri a trecut pe lângă casele celor doi frați. Și doi frați de trup erau certați. Și unul din ei a zis, auzi, construiește-mi un zid, un pod, prin care să pot ajunge la fratele meu, pentru că construise un gard așa de înalt, că nu putea să ajungă unul la altul. Și constructorul de poduri, așa meșter cum era el, a făcut în așa fel ca podul acela să poată aibă acces și la unul și la celălalt. Celălalt, când a venit acasă și a văzut podul construit, a rămas mișcat, a rămas foarte mirat. Și când a ajuns acasă și a întrebat, cine a făcut treaba asta? Păi fratele tău a zis să nu fie garduri între voi. Și mai bine să fie un pod. Fiți să fim constructori de poduri. De legături între frați. Legături între surori. Nu oameni care construiesc ziduri. Pentru că zidul, știi ce face? Desparte. Zidul desparte. Frate de frate de trup. Soră cu soră de trup. Și așa mai departe. Zidul desparte. E unul aici, celălalt aici. Zidul. Ca să aibă comunicare cei doi, trebuie dărâma zidul ăla. Doamne, astăzi dărâmăm orice zid. Pe care noi sau vrăjmașul a pus între noi. Și vrem ca între noi să fie o legătură de pace. Aleluia! Aleluia! Suntem de acord cu lucrul acesta? Slăvit să fie Dumnezeu! La cina Domnului venim nu cu ce ne osândește inima. Nu. Pentru că avem îndrăzneală la Tatăl. Păcatul nostru a fost acoperit. A fost înălțat pe cruce prin răstignirea Lui. Dar păcătuim când suntem oameni greșim. Dacă n-am avea păcat, spune Apostolul Ioan, Apostolul Iubirii și al adevărului. Auziți? Am spune minciuni. Am mințit și adevărul n-ar fi noi dacă n-am fi recunoscut, dacă nu recunoaștem că avem greșeli și slăbiciuni. Dar nu în modul ăla de viață. Nu. E o greșeală? E un accident în viața creștinului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne păstrăm curați. Așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne declară astăzi, voi sunteți curați din pricina cuvântului. Și în ultimul gând pe care l-am cu privire la voi, dragii mei, cina Domnului ne responsabilizează. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul Domnului, vestiți moartea Domnului până va veni El. Sunt dator și biserica are mandatul acesta să predice cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nu predicăm de aici, afară toți suntem predicatori. Dăm libertate surorilor să predice Evanghelia afară cu viața. Dăm libertate fraților care n-au acces și care n-au chemarea să predice la amvon. Să predice afară cu viața. Amin, amin. Când te duci la magazin ca o soră blândă, plină de bunătate și de iubire. Când te duci la piață, ăla care îți vinde ție, a doua, a treia, a patra oară, să știe, e pocăit. Amin, amin. Poți să-i dau și pe datorie, pentru că am încredere în ea. Să se poată spune lucrul acesta alții să mărturisească despre tine cum mărturiseau despre Avram și Isaac și despre Apostolul Petru și Pavel și despre Fiul lui Dumnezeu. E un om bun! Nimeni n-a vorbit cu el! Nimeni n-a vorbit așa cum a vorbit ca el, cum vorbește el. Slăviți să fie numele Domnului! Să vorbească alții, să predice Evanghelia în locul tău, dar tu să o predici cu viața. Măriți să fie Domnul! Când Ion a ajuns în cetatea Ninive, știți că alții au predicat.
Numai Iona a spus ce trebuie, atât. Când a văzut minunea că Iona a fost aruncat de balenă pe mal și a ajuns în Ninive printr-o minune a lui Dumnezeu, oamenii au început să spună: oameni buni, eram în corabie cu el. Noi cu mâinile noastre ne-am aruncat în apă, dar omul ăsta a ajuns aici și Ninive printr-o minune a lui Dumnezeu. Omul ăsta e minunea lui Dumnezeu. Și ăștia au predicat Evanghelia. L-au predicat pe Dumnezeu și de la împărat până la copilași au stat înaintea Domnului și s-au întors cu pocăință. Au început să strige înaintea Domnului, să se lase de rău și de păcat. Și Dumnezeu a adus peste ei vremuri de înviorare și le-a adus moartea. Haideți să aducă Domnul vremuri de înviorare peste noi. Și să nu vină moartea spirituală, când nu mai poți să faci nimic. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Spunea Domnul Iisus în Ioan capitolul 6, lucrul acesta, cuvântul Domnului așa de frumos, Ioan capitolul 6, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, auziți, este viu. Așa l-am înțeles ieri. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, este viu. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață, e viu. Omul ăla are viață, e viu. Dar cine nu mănâncă, ce spune cuvântul Domnului? N-are viață. Versetul 53. Afișează 53. Adevărat, adevărat vă spun, dacă nu mâncați și nu beți sângele meu, nu-i viață în el. În el nu-i viața lui Dumnezeu. Nu aveți, zice, nu aveți viață în voi înșivă. Fie ca Domnul să ne umple de puterea Lui în această zi. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Dragii mei, cina Domnului are scop etern. Are scop etern. Citeam în Matei 26:26. Îl voi bea nou cu voi unde? În împărăția lui Dumnezeu. Cine mănâncă aici cu el și bea cu el, și acolo va face la fel. Slăvit să fie numele Domnului. Cinea Domnului ne aduce responsabilitate. Spunea cineva în glumă, dar în serios. Zice, te-am auzit, nu-i vorba de mine sau de alți frați de aici, te-am auzit că ai înjurat, că ai făcut ca adres să nu te mai duci la cina Domnului duminica viitoare. Ala nu era pocăit. Dragii mei, ne face responsabili. Așa este. De ce aud oamenii de la noi din gura noastră? Spune cuvântul lui Dumnezeu, deschid gura. Psalmul 119 și sunt lacom după cuvântul lui Dumnezeu. Femeile înțelepte deschid gura cu înțelepciune. Bărbatul înțelept e omul ăla care deschide gura cu înțelepciune și în casă la fel. În casă, când deschizi gura, cuvântul lui Dumnezeu spune că în casa ta și a mea să se audă ce strigăte de bucurie. Amin, și de mulțumire. Psalmul 26, versetul 4, se pare că spune acolo un verset, să izbucnesc în strigăte de mulțumire. Amin, amin. Aleluia! Asta e responsabilitatea noastră când lua cina Domnului, frații mei. Și în fiecare zi același lucru e. Să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Vecinul de la 2, de la 1. Să audă rugăciunile noastre în fiecare zi. Aleluia! Să nu treacă ziua să n-audă o rugăciune. Binecuvintează vecinii mei. Dă-le sănătate, întoarce-le inima spre tine. Ajută-i să te cunoască, dă-le sănătate, ajută-i, dă-le putere de muncă, descoperă-te! Și vecinul rămâne uimit. Ca și omul acela care lucra, așa cum spunea mai devreme, în Palatul de Sticlă din Londra, și Spurgeon cita versetul acela frumos. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu știi cum și ce întorsătură poate să ia un cuvânt frumos, o rugăciune înaintea. Dar dacă ești rău, nu vreau. Iubiții mei, avem datoria să fim buni. Amin. Aleluia. Prin ce mă cunosc oamenii? Că mă știau înainte să fiu pocăit și te știau că ești și că sunt un nenorocit. Un om rău. Un murdar și un stricat.
să te culeagă altul după stres și să te aducă acasă. Așa eram unii dintre noi. Ne culegeau după stradă și ne aduceau acasă. Așa am fost unii dintre noi. Dar zice Apostolul Pavel, am fost spălați, am fost sfințiți, am fost curățiți prin sângele Domnului Iisus Hristos. Amin. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 11. Și voi veni să ne ridicăm pe picioare. Aleluia. Așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, sfințiți, socotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Dumnezeului nostru. Slăvit să fie El. Cina Domnului mă responsabilizează. Nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și ce am auzit noi, spune Apostolul Petru. Petre, dacă mai vorbești odată în numele acesta, temnița e a ta. Și ce au zis ei? Să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu care ne-a responsabilizat, care a fost la cină cu El, care a mâncat și am băut împreună și am luat cina Domnului și Dumnezeu s-a îndurat de noi. Să putem, cum să stăm noi cu gura închisă când El a făcut lucrări mari pentru noi? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să fim o mărturie, să fim indicatoare, să fim modele pentru oamenii de afară care nu-L cunosc pe Domnul, prin bunătate. Niciodată nu vei convinge un om să se pocăiască dacă eu sunt rău, dacă eu înjur, dacă eu îl mit, dacă eu îl înșel, dacă eu fac lucruri care nu sunt de la Dumnezeu, niciodată. Dar dacă viața mea e schimbată, dacă în mine a luat chipul Domnului Iisus Hristos și sunt conștient de ce a făcut pentru mine, nu pot să fiu altfel. Deși aș putea să fiu rău, să fiu ambițios, să fiu răzbunător, să fiu rău, dar nu pot. Dar nu pot. Pentru că bunătatea Lui a luat ființă în mine și bunătatea Lui zilnic în spune, nu vezi că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Iubiți frați și sorori, mă opresc aici. Vom intra la actul cine? Nu înainte. Toți aceia care stau la masa Domnului și s-au rezolvat problemele pe plan intern, dacă vreți, așa, orizontal. Toți care am avut probleme, ne-am rezolvat. Duhul Sfânt ne-a dat undă verde în această dimineață. Ne vom împărtăși cu trupul și sângele Domnului spre viață. Dar cei care nu pot să se apropie de trupul și de sângele Domnului, vor lua loc după ce vom face cina Domnului și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea ca în rugăciunea aceasta, fiecare dintre noi, să stăm înaintea Domnului. Să aducem mulțumire. Să aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut El pentru noi. Apoi vom intra la actul